Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Astăzi vom vorbi despre Platon, filozof grec, început de secolul al IV-lea înainte de Hristos, filozof extrem de important pentru istoria filozofiei. Toată istoria filozofiei, spunea cineva la începutul secolului al xx poate fi înțeleasă ca o serie de note de subsol la opera lui Platon. Alfred Whitehead a spus asta. Și Chiar dacă e o afirmație exagerată, și e un pic exagerată, tonul ei lasă de înțeles cât de important este Platon pentru istoria filozofiei. Platon este pentru filozofie ce Bach este pentru muzică. După ce asculti Bach, auzi Bach în orice, în blues, în pop, în jazz și așa mai departe. Poate pentru că atât Platon cât și Bach au scris respectiv compus de dimineață până seara. Platon a scris în jur de 35-36 de dialoguri. Spun în jur de pentru că nu e foarte sigur astăzi câte dialoguri îi aparțin într-adevăr și câte îi sunt atribuite greșit, fiind de fapt scrise ulterior. Nu există însă niciun dialog pierdut, so that's cool, însă toate textele originale scrise pe papirus provin de fapt dintr-o bibliotecă bizantină din secolul al II-lea sau al III-lea după Hristos. Cu alte cuvinte, 6-7 secole după moartea lui uh, Platon. So that's not cool. Trebuie să avem în vedere magnitudinea operei lui Platon, ca să nu vă faceți cumva impresia că voi acoperi această operă în întregime. În schimb, voi încerca să sustrag câteva idei principale. Și, poate chiar mai important, să subliniez în ce fel aceste idei sunt relevante pentru noi, astăzi, pentru mine, pentru tine. Pentru că, degeaba citești Platon dacă nu-ți pui întrebarea la care vom reveni iar și iar, sper, în decursul uh, acestui podcast. Întrebarea, așa și, uh, altfel spus, așa și care e relevanța acestor opere cu ce sunt eu mai breaz acum, că știu ce a spus Platon sau altcineva despre natura ideilor sau despre relația dintre rațiune și experiență. Mi-ar plăcea să cred că acest podcast vă va ajuta nu doar ca o introducere în opera unor filozofi și astăzi Platon, pe care sper să aveți timp să îi și citiți pe aici pe acolo, ci și ca un exercițiu de gândire bazat pe operele acestor filozofi. Un exercițiu de, de, elasticitate, elasticitate a minții, un fel de stretching mental. O deschidere a unei chakre filozofice, dacă vreți, dacă vreți neapărat. Bun, acestea fiind spuse, în acest prim episod mă voi aplica asupra metafizicii lui Platon. Întâi, cuvântul metafizică. Pentru cei care nu cunosc termenul, Metafizica este o subdisciplină a filozofiei, o specializare, dacă vreți, în care se studiază universul în mecanismele lui cele mai fundamentale. De regulă, concepțiile metafizice apar ca teorii sau sisteme care reduc diversitatea fenomenelor pe care le observăm zi de zi. Nu știu câte tipuri de câini, nu știu câte tipuri de culori, de oameni, de plante, de clădiri și așa mai departe, reduc această diversitate la doar câteva principii. Și deseori la un singur principiu. Metafizica este, deci, ramura filozofiei care se ocupă de crearea acestor scheme sau sisteme explicative. Blaga spune la un moment dat că filozoful este creatorul unei lumi. Este asta se aplică cu precădere metafizicienilor, pentru că ei sau ele, de care nu prea mai avem parte în ziua de azi, că e foarte greu să pui lapte, carne, brânză, ou pe masă, scriind cărți despre cărți de metafizică, cărți despre entități nevăzute. Ei se ocupă cu întrebări de tipul ce înseamnă atunci când spunem că ceva există? Sau care este esența unui lucru? Pe baza căreia îl identific ca fiind unic. Sau? Cum se face că tot Universul este făcut din atomi și alte particule elementare aflate în mișcare, și mai important, într-o mișcare previzibilă, predictibilă, iar noi, oamenii, suntem, mai să fie, singurele chestii din Univers care constituie o excepție. Fiindcă noi nu suntem doar rezultatul legilor fizicii. Noi avem voință. Da? Așa numitul free will. Atunci când te duci la piață sau cânți la pian sau arunci o piatră, e greu de crezut că faci toate chestiile astea pentru că o lege nevăzută a fizicii te-a condiționat să le faci. Nu. Tu ai decis să te duci la piață sau să, să cânti la pian sau să arunci piatra. Sau este toată treaba asta doar o iluzie? poate suntem, doar, eu știu, molecule în mișcare, așa cum descriem și alte organisme vii, de bacteria, de exemplu. Bacteria nu decide să facă fotosinteză. Ea face asta prin lege, prin legea naturii. Deci întrebarea metafizică aici ar fi ce naiba e universul ăsta din care s-au născut atât obiectele fără voință și cele, ca noi, și eventual unele animale, cu voință. Metafizica lui Platon este, deci, teoria lui, teoria lui Platon despre natura universului. Ea pornește de la ideea că ceea ce putem observa cu ajutorul simțurilor, ceea ce putem vedea, ceea ce putem mirosi, auzi și așa mai departe, nu este, de fapt, realitatea. Realitatea cu, cu râmare, cum ar veni, adevărata realitate. Ceea ce observăm în viața de zi cu zi sunt doar aparențe. Așa cum atunci când observăm o reflexie a unui obiect într-o oglindă, ne putem da seama că ceea ce este pe suprafața oglindii nu, oglinzii nu este adevăratul obiect. Reflexia e cauzată de obiect, obiectul fiind, literalmente, în cazul oglinzii, pe un alt plan. La Platon, Adevărata realitate este pe un alt plan metafizic vorbind. Este o realitate pe care nu o vom descoperi cu ajutorul simțurilor, ci cu ajutorul rațiunii. Este realitatea ideilor sau a formelor. Voi folosi acest cuvânt foarte des um, în episoadele despre opera lui Platon, așa că haideți să spunem câte ceva. Când noi folosim cuvântul idee ne referim mai degrabă la ceva ce avem noi în cap, la anumite gânduri. Dar la Platon, termenul de idee se referă la ceva obiectiv. Termenul este, dacă vreți, mai aproape de cum folosim noi cuvântul ideal decât idee. Un ideal este acolo, sus, în lumea ideală, chiar dacă nu se gândește nimeni la el. Dar în sfârșit, vom merge pe această uh, traducere tradițională și mă voi referi la formele platonice drept idei. Să luăm câteva exemple. În lumea ideilor există triunghiul cu T În lumea pământească există tot felul de triunghiuri, mai mult sau mai puțin imperfecte. În lumea ideilor există pisica cu P mare. În lumea pământească există tot felul de mâțe mai mult sau mai puțin chioare. În lumea ideilor există pioșenia, ca să luăm un alt exemplu din dialogurile lui Platon. În realitate există oameni mai mult sau mai puțin pioși. Acum, contrar intuiției noastre, triunghiul cu tâmare, pisica cu pâmare, pioșenia cu pâmare, deci formele, sunt de fapt cele reale nu aparențele cu care avem de-a face în viața de zi cu zi. Pentru Platon, lumea ideilor dă sau cauzează lumea aparențelor. Sau altfel spus, realitatea aparentă există doar în virtutea faptului că are o legătură cu lumea ideilor. Un om este pios sau cum se cade, numai în virtutea faptului că reflectă o anumită idee sau formă de onestitate, cinste sau pioșenie și așa mai departe. Foarte des, um, ideile sunt numite drept universali, uh, în engleză universals, iar um, varianta lor pământească, ca să zic așa, sunt, uh, e numită uh, particulari sau particulars. Um, cuvântul universal um, nu e chiar complet pentru că ar mai fi ceva. Ideile, formele, cum vreți să le spunem, sunt nu numai adevărate, dar ele sunt invariabile, sunt neschimbate și sunt eterne. Ceea ce observăm în viața de zi cu zi, drept schimbare, nu este decât prefacerea constantă a celor um, copii particulare, imperfecte. Dar ideea în sine, idealul, dacă vreți, um, atunci când o scriem cu majusculă, Rămâne tot timpul uh, la fel, este invariabil și este perfect. Și vedem cum, tocmai pentru că ele nu se schimbă așa cum se schimbă lumea noastră, lumea pământească, tocmai pentru că ele nu decad sau nu se prefac în altceva, ele sunt singure ca, singurele care sunt, la modul strict vorbind, reale. Realitatea este doar în lumea ideilor și ne-o putem însuși doar cu ajutorul rațiunii. Cam mult de mestecat, recunosc, mai ales că toate aceste teze nu apar la Platon într-un singur loc, într-o singură carte, așa cum ar face un filozof în ziua de azi. Toate aceste idei apar în diferite dialoguri platonice și de fapt de cele mai multe ori în aceste dialoguri, personajele ajung să discute metafizica formelor ai impresia aproape incidental, pornit de la ceva diferit, într-o discuție despre virtute sau despre politică sau altceva. Deci da, servită în felul ăsta modern, filozofia lui Platon poate părea ușor artificial. Însă haideți să ne uităm un pic la câteva exemple, câteva probe din viața de zi cu zi și să vedem că și noi operăm, de fapt, cu o asemenea metafizică. Nu vreau să sugerez că suntem toți fără să știm sau fără să vrem adepți ai metafizicii lui Platon. Vreau doar să arăt că ce zice nenea asta aici nu e tocmai să de pe fix. Din contră, metafizica lui Platon este mult mai aproape de simțul comun decât am fi înclinat să mărturisim azi și mult mai aproape de simțul comun decât metafizica modernă, metafizica științistă. Vom reveni asupra acestor idei. Întâi de toate, v-aș invita să vă aduceți aminte starea de spirit pe care ați avut-o atunci când ați descoperit ultima dată că v-ați înșelat cu privire la ceva. Starea de spirit pe care ați avut-o atunci când ați descoperit că ce credeați la un moment dat a fi adevărat e de fapt fals. Cred că mulți dintre noi am trăit acel vis în care eram convinși că ce se întâmplă e adevărat, e realitate chiar dacă crocodilul vorbea în timp ce noi pilotam un avion făcut din vată de zahăr, da? În momentul respectiv, senzația dominantă era că trăim o zi normală din propria viață. O altă iluzie. De data asta nu un vis. Pământul ne apare ca fiind stabil, fixat, fix, și din când în când ne apare ca fiind vizitat de soare. Asta observăm noi în fiecare zi. Noi știm, sau în sfârșit credem, că lucrurile stau altfel. Dar simțurile noastre nu percep sistemul heliocentric ca atare. Posibilitatea unor asemenea iluzii, fie în vis, fie în viață de zi cu zi, ne ajută să înțelegem cum este posibil ca realitatea observată, să nu corespundă cu realitatea adevărată. Filosofia conform căreia realitatea aparentă nu este realitatea adevărată, este deci de fapt o filozofie pe care o știm de aproape și o aplicăm intuitiv în viața de zi cu zi. Noi nu avem încredere în simțurile noastre tot timpul. Și e natural să nu avem încredere în ce vedem și ce mirosim tot timpul. Platon va agăța o altă distinție de această um, distinție între aparență și realitate. El va spune tot ce cunoaștem despre idei este cunoașterea adevărată, tot ce cunoaștem despre realitatea înconjurătoare nu este decât opinie. Cunoașterea formelor, cunoașterea idealurilor, a ideilor este cunoașterea adevărată, restul sunt doar uh, stipulații, sunt doar uh, opinii. Din nou, poate suna absurd, dar haideți să ne gândim. Care este domeniul în care putem afirma astăzi, cu maximum de certitudine, că știm ceva? Fizica? Chimia? Teoria economică? Desigur, noi avem impresia că suntem așezați pe baze foarte ferme în aceste domenii. Dar aceeași impresie au avut-o și bunicii bunicilor noștri care credeau că universul e format din patru elemente. Apă, aer, foc și pară, sau cum era. Cunoașterea universului înconjurător este, deci, prin natura ei trecătoare, se schimbă. Bun, și atunci unde găsim noi cunoaștere certă? În ce domeniu? În domeniul matematicii, al aritmeticii, al geometriei și al logicii. Oricu ce se ocupă aceste domenii? Cu abstracții și, în cazul geometriei, literalmente cu forme. Să luăm un alt domeniu. În orice limbă există dicționare și, deci, există definiții. Definiția ne dă esența unui lucru. Să dăm un exemplu. Cuvântul minge. Există pe lumea asta tot felul de mingi, în tot felul de variante. Însă. În ciuda acestor uh, variante, putem să distingem esența unei mingi. Chiar dacă nu credem alături de Platon că um, această esență dă sau cauzează mingile respective, putem să uităm partea asta. Dar, dacă cineva ne oprește pe stradă și ne întreabă ce e aia o minge, dacă ne întreabă, um, putem răspunde de ce? Pentru că putem face abstracție. Putem abstrage de toate distincțiile dintre mingi particulare. Altfel spus, dacă stă pe lac, face mac, mac și dacă o facem la tavă, are un gust minunat, putem spune cu certitudine că aia nu e o minge. Chiar dacă noi nu am verificat toate mingile din lume să vedem dacă nu cumva ne înșelăm. Deci noi avem posibilitatea asta și lucrăm des, în mod natural, cu acest sistem dual în care se face diferența dintre um, particulars and universals, între particulari și universali. Vedem deci că sistemul în care orice obiect identificabil are o anumită relație cu esența nevăzută eternă sau descris în dicționar, um, este chiar sistemul nostru lingvistic, un sistem pe care îl cunoaștem bine altfel nu ne-am putea folosi vocabularul. Am încercat să arăt un pic că metafizica lui Platon nu este atât de aridă, nu este atât de contraintuitivă. Aș vrea, prefinal final, să fac câteva observații. Întâi trebuie să spunem că, deși în metafizica lui Platon ideile au un loc central, ar fi greșit să-l numim pe Platon un idealist, în sensul, în sensul academic al termenului. Idealismul este concepția filozofică conform căreia realitatea este într-un anumit sens constituită din idei, din conținutul spiritual al gândurilor noastre. Oricât de dubioasă ar părea această doctrină, vom vedea într-un episod viitor că ea nu este 100% descreerată. Vom vedea că o variantă a idealismului stă de fapt la baza fizicii ultimilor decenii, ceea ce pare ciudat, dar este adevărat. În orice caz, Asta e idealismul, deci concepția conform căreia realitatea este, are un conținut mental, ideatic. Ori am văzut că Platon se plasează de partea cealaltă. El spune că formele sunt eterne și există independent de percepția sau rațiunea umană. Ele sunt, ca să folosim un cuvânt modern, ele sunt obiective. Ele au loc indiferent dacă cineva le folosește sau se gândește la ele. Asta îl face pe Platon un realist, și anume concepția că există o natură reală, obiectivă, a formelor, independentă de gândurile umane. Una la mână. A doua la mână, aș vrea să subliniez importanța metafizicii lui Platon pentru celelalte ramuri ale gândirii lui și importanța metafizicii în general. La prima impresie, metafizica poate părea o ocupație oarecum izolată de restul filozofiei și de restul vieții. E foarte ușor să zici, ok, în materie de metafizică, Platon credea că există o realitate paralelă, în sfârșit, în care se află toate aceste forme, că formele astea sunt adevărate, punem majusculă tot timpul și uite așa. Um, percepțiile noastre din viața de zi cu zi sunt cauzate de realitatea asta paralelă și așa mai departe. Semnificația acestor concepții este ușor de subestimat. Însă, ceea ce aș vrea să fac în mod constant pe parcursul acestui podcast ar fi să vă, să vă, să vă de prinderea de a nu subestima puterea și implicația ideilor. Să ne întoarcem la filozofia lui Platon. Puteți vedea care este implicația acestei metafizici? Care este, ca să zic așa, dimensiunea politică a acestei metafizici? Păi, în momentul în care admitem că lumea ideilor este lumea reală, adevărată, ușa este deschisă pentru a admite că cei care cunosc această lume reală, cei care sunt în stare să vadă ideile, ca să zic așa, trebuie apreciați. Trebuie, dacă nu cumva, lăsați să decidă asupra celorlalți, care sunt în sens metafizic nevăzători. Oricine este în stare să vadă ideile? Cine, cine conduce în cazul ăsta? Cine ne îndrumă? Păi, filozoful, înțeleptul, Teoria formelor nu este doar o serie de speculații despre pisici, piane și mingi. Este baza pe care se așează toate celelalte ramuri ale filozofiei, filozofiei lui Platon și filozofiei în general. Și este, din acest punct de vedere, prima întrebare pe care trebuie să ne opunem cu privire la lumea noastră pentru a o putea înțelege. Care este baza metafizică a lumii noastre? Pe baza. A căror supoziții metafizice trăim și gândim noi astăzi, două milenii mai târziu. Vă lasă să vă gândiți. Ne auzim data viitoare.